Prefectul județului Sato Mare se va afla joi, 20 februarie, în zona Oaș pentru a asculta problemele cetățenilor din comunele Batarci și Tarna Mare. Persoanele care doresc să-și prezinte problemele în fața reprezentantului guvernului în teritoriu se pot înscrie pe lista de audiențe la sediul primăriilor unităților administrativ-teritoriale în care locuiesc. Săptămâna trecută, prefectul Eugeniu Avram a fost la Supur, acolo unde a ascultat și a încercat să limpezească situația a aproximativ 20 de oameni.